Compania Huilei din Petroșan trebuie să se divizeze până la întâlnirea din 15 iulie cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Asta spune noul director general Nicolae Drăgoi, proaspăt numit în funcție. Primul plan este separarea grupului neviabil într-o companie care trebuie să se petreacă până în data de 15 iulie, când delegația Fondului Monetar și a Băncii Mondiale va veni la București. Deci această separare este prevăzută 1-15 iulie 2012. Mai mult, în câteva săptămâni, Compania Națională a Huilei va trebui să se integreze în complexul energetic, însă până acum au fost întârziate termenele. Al doilea obiectiv este înființarea complexului energetic Hunedoara, al cărui termen este 1 august. Este un pic întârziat acest procedeu de înființare a complexului. Sperăm să ne încadrăm și să ajungem la 1 august cu înregistrarea la Registrul Comerțului a complexului energetic Hunedoara. Pentru a clarifica lucrurile la CNH va ajunge săptămâna viitoare ministrul Rodin Traicu, care era așteptat în această săptămână la Petroșani. Ministrul va sta aici 2 zile și chiar va intra în subteran. Vizita va fi în 25-26 iunie. Va veni domnul ministru Rodin Traicu și va vizita o mină din Valea Jiului și termocentrala de la Paroșeni. Va fi o vizită de 2 zile. Schimbări vor fi și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale a Huilei, iar aici sunt deja vehiculate nume importante ale industriei miniere. Deci sunt propuneri pentru schimbarea CEA-ului. Persoanele nominalizate sunt domnul Blaj Alexandru, domnul fost rector, profesor universitar Pope Mil, domnul Bălănescu și domnul Stan Florin. Compania Huilei se va diviza în mine viabile și neviabile, iar responsabilii din CNH vorbesc acum despre o producție nu tocmai bună de cărbune. De vină sunt 2 complexuri mecanizate care au fost scoase din funcțiune la Lupeni și Paroșeni. Potrivit directorului general Nicolae Drăgoi, acestea vor reintra în stratul de huilă la 15 august la Lupeni și cel mai probabil în a doua parte a lunii septembrie la Paroșeni. Atunci producția ar putea să crească și la nivel de CNH.